Dragii noștri, așa cum vă promisesem în episodul anterior, am revenit împreună cu domnul profesor Teodoru Ghiondea să vorbim despre o altă carte, o carte care de altfel include și cea despre care am vorbit data trecută, Oceanul Sufletului Rumi. Este vorba despre Matnaui, poeme, parabole și învățături sufite. Am să vi-o arăt și la cameră. Această carte, Matnaui, Oceanul Sufletului, Caravana Vieții a lui Omar Khayyam și multe alte cărți, le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, în această colecție minunată, colecția Înțelepciunea Inimii și în cadrul campaniei inițiate de editura Herald, este vorba de campania Pe Calea Inimii. Nu uitați, așa cum v-am spus și dățile trecute, să ne lăsați la aceste postări pe pagina oficială de Facebook Herald, la aceste înregistrări, să ne lăsați un comentariu, un gând sau o întrebare și cel mai interesant comentariu va fi premiat, va fi recompensat cu o carte la alegere din această colecție, din Înțelepciunea Inimii, tot intrând pe site-ul editurii Herald până pe data de 10 iunie. Cărțile din această colecție, Înțelepciunea Inimii, le puteți găsi cu o reducere de 40%. Continuăm cu Jalal Uddin Rumi, unul dintre cei mai cunoscuți maestri sufi din toate timpurile, așa cum am vorbit și data trecută cu domnul profesor Teodoru Ghiondea, Rumi, supranumit uneori și Sultanul Iubirii, o personalitate foarte complexă, poet, jurist, cărturar al islamului, teolog și mistic, fondator al Ordinului Mevlevi, despre care mi-aș dori să mai vorbim, să mai aprofundăm. Cunoscut acest ordin ca și Ordin al Dervișilor Rotitori, datorită adeziunii adepților săi la practica ceremoniei spirituale Sama, ritual complex care include cântul, dansul inițiatic și o sumă de alte practici interne. Lucrarea sa esențială, Matnaui, textual versetele spirituale, scrisă în persană, este una dintre cele mai citite și traduse lucrări ale lui Rumi. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Excelența acestei cărți stă în posibilitățile practic nelimitate de înțelegere a ceea ce cuprinde, a conținutului său. Puține sunt cărțile care de o asemenea învergură și dintr-un asemenea domeniu care să fie atât de mult apreciate și pe atât de multe niveluri de înțelegere. Spun asta pentru că ceea ce este poate cu totul excepțional și care reiese cu siguranță din Matnaui, mai mult decât din celelalte cărți ale maestrului, eu știu, din Rubaiate sau din Divan Shamsa Tabri sau din cartea lui în proză, Fihi Mahfihi, în traducere este ceea ce este. Așa se poate traduce. Nu. Este faptul că face loc unei distinții pe care o înțeleg puțini astăzi și se pare că de multe ori se transformă într-o confuzie. Dă posibilitatea unei căi mistice, cum dă și posibilitatea unei căi de realizare metafizică. Sunt două lucruri foarte diferite. Noi știm că, în general, spunem mistic, sufit, sau folosim cuvântul mistic ceva mai larg, generic. Dar el, în fond, înseamnă un lucru foarte precis. Diferența între unul și altul, între cel care pleacă pe o cale mistică sau folosește o cale mistică de realizare și cel care folosește o cale de realizare spirituală, diferența este foarte mare. În primul rând că mistica nu presupune inițiere. Mistica nu presupune inițiere. În al doilea rând, mistica nu presupune o cunoaștere doctrinară impecabilă. Pentru că ea este o stare. Este o stare de spirit la modul cel mai direct. Cu alte cuvinte,
Misticul se identifică cu unul sau mai multe nume, a spune din perspectivă sufită, din nume de perspectivă islamică, unul sau mai multe din numele lui Dumnezeu. Pe când cel care merge pe o cale inițiatică propriu-zisă de realizare spirituală sau de realizare metafizică, este o cale activă prin cunoaștere efectivă, prin pătrundere, nu? Și el tinde spre finalul total, dacă pot să spun așa, spre identificarea supremă, adică revenirea la Allah în speță, la Dumnezeu, la Allah, nu? Există versetul coranic care spune foarte clar, de la Allah suntem și la Allah ne întoarcem, ceea ce înseamnă că tot traseul vieții noastre, destinul nostru, este legat de aceste două momente pe care Allah le pregătește, le hotărăște dintr-un început, se spune cu 5.000 de ani înainte de creație. Sunt scrise deja pe tabla aflată sus în cer, Lauh al-Mahfuz, de către Kalamul Divin, de către Pana Divină. Și atunci, ce este specific la Jalaluddin Rumi? Este faptul că el poate permite, mergând pe firul, mergând cu caravana lui, ca să zic, am folosit cuvântul caravană, mergând cu el, mergând pe calea lui spirituală, există și modalitatea, sigur, specifică și oarecum premergătoare realizării spirituale, există și calea aceasta de realizare mistică. Se poate realiza și asta. Deci, fără să se confunde lucrurile, și nu se confundă lucrurile, în primul rând, pentru el, bineînțeles că nu se confundă lucrurile, dar dă și această posibilitate. De altfel, de asta se și spune ceva, adică există circumstanțe atenuante atunci când Rumi este numit mistic al islamului, pentru că prima imagine care ți apare este aceea de mistic și nu de, cum știu mai puțin poate, de realizare spirituală totală sau realizare metafizică. Relația între toate cele trei planuri spirituale sunt foarte clare în Jalaluddin Rumi și mai ales în Masnaui. În sensul că e vorba de inițiere, în mod cert. Inițierea el a primit-o de la tatăl său, inițierea spirituală. Lucrul acesta se întâmplă destul de frecvent în Tasawuf. Acest mers, această cale specială de realizare spirituală nu exclude sub nicio formă practica rituală normală, șeriatul, adică legea care este pentru toată lumea. Practica trebuie făcută și asta reiese din Jalaluddin Rumi, din Masnaui, este foarte clar. Acolo vedem cum dervișii, dincolo de stările lor de mare altitudine spirituală, se conformează șeriatului. Ei nu-și pot permite să încalce șeriatul, așa ceva nu se poate. Este minimum și obligatoriu ca un practicant spiritual să respecte întocmai șeriatul. A doua cale sau a doua fază este cea a realizării prin iubire. Iarăși reiese din Masnaui lucrul acesta. Adică în Masnaui, prin temele pe care le abordează, este limpede că iubirea este premergătoare prin preeminența ei față de starea psihică obișnuită, este premergătoare cunoașterii autentice spirituale. Este cea care pregătește sufletul pentru a se reduce la minimum posibil în relația lui cu lumea, care este trecătoare, care este până la urmă dizolvantă din punct de vedere spiritual. Se și spune de altfel și de nenumărate ori în Coran găsim lucrul acesta și în surata 2 și în surata 7 și în surata 96 și în foarte multe surate acest adevăr, viața noastră de aici este ca un sejur la un caravanserai. Și atât.
este o gară, este o stație. Nu este totul asta. Și noi trebuie să ne pregătim toată viața, cum spunea Platon de altfel. Ce este înțelepciunea? A învăța să mori. Melesis anaton. Care nu înseamnă că trebuie să învăț să mor în sensul obișnuit al cuvântului, ci să învăț să trăiesc, pentru că viața întreagă până la urmă se soluționează în actul morții, în actul trecerii dincolo. Ori pentru asta trebuie să treci prin o serie întreagă de practici spirituale, în primul rând de căutări interioare și de direcționări în funcție de etape, în funcție... Lucrurile astea se pot vedea foarte ușor la Geralul din Rumi, în Masnaui. Adică nu este o adunare, îi apare la prima vedere așa, o, cum să vă spun, o alcătuire oarecum accidentală, că se suprapun cumva temele, că nu sunt într-o ordine ascendentă, dar nu este adevărat. Lucrurile trebuie privite sub aspectul unei progresii spirituale, de la început până la sfârșit. La început, e adevărat că pornește cu partea cea mai importantă, și anume cu suflul vieții, care este suflul, este aerul care iese din nei, din instrumentul ritual, din nei, din acel fluier, nu? Și care însuflețește acel cerc al dervișilor care fac cele două tipuri de rotație de care am vorbit. Unul în jurul șaihului, care este axul lumii, axis mundi, și cercul care reprezintă lumea, care reprezintă, cum știm și din simbolistica occidentală, din filozofia hermetică, lumea, universul întreg e reprezentat, nu, ca și soarele, un cerc cu un punct în mijloc. Exact asta este ritualul. Ritualul are exact această formă completă de realizare a manifestării și a creației. Prin urmare, Masnaui este un îndrumar, este o călăuză. Trebuie ținut cont de încă un fapt. Cine citește cu atenție, cu siguranță că va sesiza și legătura între cele trei tradiții abrahamice, pentru că întotdeauna Jalalul din Rumi face referire nu numai la Coran, ci și la Tora și la Evanghelii. Nu pierde din vedere lucrul ăsta. Or, amândoi, și Jalalul din Rumi și Sultanul Cunoașterii, Muhyiddin ibn Arabi at-Tai, au acest principiu fundamental al oricărei spiritualități autentice, și anume că tradiția abrahamică, adică cele trei religii monoteiste, cum le numim de obicei, sunt într-o legătură perfectă. Prin urmare, oricare creștin practicant, nu? De la noi, citind Masnaui, va regăsi cu siguranță temele principale ale Evangheliilor. Nu neapărat dacă sunt spuse și în ideea lor, în felul în care tu trebuie să te raportezi, credincios fiind, la realitatea divină. Dragii noștri, am vorbit despre Masnaui, poeme, parabole și învățături sufite, Rumi, vi-o mai arăt la cameră, o carte minunată. L-am avut alături de noi pe domnul profesor Teodoru Ghiondea cu informații extrem de prețioase. Nu uitați, dacă v-a plăcut emisiunea noastră Cărți deschise pentru minți deschise, lăsați la aceste postări pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald un comentariu, un gând sau o întrebare. Cel mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din titlurile colecției Înțelepciunea Inimii. De asemenea, nu uitați, până pe data de 10 iunie, campania Pe calea inimii, intrând pe site-ul Editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți cărțile din această colecție cu o reducere de 40%. Vă mulțumim mult, sperăm ca noi să ne mai întâlnim cu domnul profesor Teodoru Ghiondea și cu alte recomandări de carte și cu alte subiecte, pentru că avem cu siguranță multe, probabil că vom vorbi și despre misticii islamului, vom vorbi și despre Khalil Gibran, vom vorbi
despre peripețiile lui Nasrattin Hoxha, de altfel prima carte publicată în această colecție, în colecția Înțelepciunea Inimii. Până atunci, vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!